Salutare, sunt Bogdan și bine ați venit la Electronic Club. Continuăm cursul electronica de audiofrecvență. Suntem la lecția 28, iar acum vom discuta despre ceva foarte interesant. Dar mai întâi să recapitulăm ce am învățat până acum. Configurația larg utilizată în etajele de intrare a sistemelor audio performante este amplificatorul diferențial. Un amplificator diferențial este un tip de amplificator care amplifică diferența dintre două tensiuni de intrare. Pentru a face un diferențial mai performant și mai puțin sensibil la variațiile de temperatură, un tranzistor suplimentar este conectat la emitoare care furnizează un curent constant diferențialului. Pentru a crește și mai mult performanța circuitului de intrare, se folosește configurația cu oglindă de curent. În acest moment sunteți capabili să recunoașteți cât de performant este etajul de intrare a unui amplificator audio. De exemplu, dacă vedeți pe intrare doar un diferențial, în această schemă, o să cunoașteți că este de fapt ceva pentru începător, este ceva simplu. Iar dacă veți vedea că pe lângă diferențial există și o sursă de curent și probabil și o oglindă de curent, vă veți da seama că de fapt este o schemă mai detaliată, mai performantă. Ca începător nu trebuie să-ți faci griji acum cum să calculeze aceste blocuri, da? Ce mai întâi trebuie să cunoști ce sunt, ce rol au și unde le găsești. Iar dacă te uiți atent, ai să observ că de fapt în fiecare bloc avem câte un tranzistor sau mai mulți. De aceea spun tot timpul și mă repet, încercați să stăpâniți, să învățați tranzistorul pentru că o să vă fie mult mai ușor să înțelegeți aceste scheme. Din acest motiv V-am prezentat în mai multe lecții circuitul de intrare pentru că trebuie să înveți cu pași mărunți. Un amplificator audio este chiar o mașinărie destul de complexă, cu foarte multe componente, care la rândul lor sunt alcătuite din alte piese. Ideal ar fi acum să căutați o schemă de amplificator și să încercați să identificați dacă recunoașteți ce ați învățat până acum și să recunoașteți de asemenea cum descoperi calea către următorul etaj din amplificator. De exemplu, luăm această schemă ca referință, iar eu vă explic câteva lucruri și fac referire la fiecare termen învățat. Semnalul audio se aplică la intrarea montajului prin intermediul unui condensator electrolitic bipolar urmat de un filtru, iar acest filtru a fost prevăzut pentru a bloca semnalele electrice cu o frecvență mare. În acest mod se evită din start atât amplificarea unor semnale ultrasonore ce ar putea proveni accidental de la o sursă de semnale audio, cum ar fi un DAC, cât și funcționarea necorespunzătoare a amplificatorului, evitându-se posibilitățile de apariție a unor intermodulații care ar scădea calitatea reproducerii programului muzical în zona frecvențelor medii sau înalte. Tranzistoarele PNP Q1 și Q2 formează amplificatorul diferențial, baza Q1 fiind intrarea neinversoare a amplificatorului diferențial și baza Q2 fiind intrarea inversoare. Acest diferențial este alimentat cu curent de transistorul PNP Q5, care este configurat ca sursă de curent. Rezistorul de 100 de ohm la emitorul său setează curentul în acest etaj, care este la aproximativ 6,5 mA aici. O parte din acest curent curge prin juncțiunea colector emitor al lui Q1 și restul curge prin Q2. Diferențialul este îmbunătățit prin tranzistoarele NPN, Q3 și Q4 care sunt configurate ca o glindă de curent. Și cam asta am învățat până acum. Mai sunt câteva informații care le-am aflat noi așa pe parcurs. De exemplu, diferențialul este alimentat cu o tensiune mare. De exemplu, aici între plus și minus avem aproape 120 de volts. Știm că în diferențial sunt de obicei tranzistor cu zgomot mic. Bine, nu este neapărat o regulă asta, dar aici avem tranzistor cu zgomot mic, low noise. Acum probabil vă întrebați, ok, cum trecem acum la următorul etaj? Unde se duce semnalul nostru audio? Dacă este să înconjurăm etajul de intrare cu toate circuitele aferente, într îl înconjurăm așa cu un contur, ca în poză, și ne uităm ce legături avem mai departe, vom descoperi câteva, dar de fapt una este interesantă pentru noi acum. Fiți atenți! Și facem așa ca la începător. Intră muzica pe aici, nu? Și te gândești cum ajunge muzica de aici până la ieșire, până la difuzor. Imediat, ca începător, îți sare în ochi direct acest traseu. Dar dacă vă uitați la lecția cu amplificatorul diferențial și la lecția 11 unde am discutat despre feedback, nu este traseul care ne interesează pe noi, doar de fapt aici vine în diferențial o parte din semnalul de ieșire. Da? Deci, trecem în lista noastră de termeni și în opțiunea de feedback negativ. Bun, mă, mergem acum sus. Hai să mergem în partea de sus. Aici avem sursa de curent. Hmm, nu prea apare pe aici că circulă vreun semnal muzical. Da? Așa că mergem mai jos și fiți atenți acum, dacă ne uităm pe colectorul lui Q, 1 opa, aici găsim un traseu care se duce la alt transistor. Acum datoria voastră este să consultați literatura tehnică de specialitate și să învățați despre toți acești termeni. Iar eu acum vă ofer un rezumat și câteva explicații pe înțelesul tuturor despre următorul etaj dintr-un amplificator audio. Circuitul de intrare, adică primul etaj în acest amplificator audio, convertește tensiunea diferențială de la intrare într-un curent proporțional. Acest curent este apoi transformat înapoi într-o tensiune de următorul etaj, care în literatura tehnică de specialitate este denumit VAS. Iar acest VAS este alcătuit aici din tranzistoarele Q8, Q9, precum și tranzistorul Q7. Tranzistorul Q8 amplifică curentul din etajul anterior și îl distribuie către transistorul NPN-Q9 iar împreună aceștia formează um, un, ca un transistor similar uh, Darlington care este configurat amplificator cu emitor comun. La prima vedere pare ceva destul de simplu dar aici avem într-adevăr câteva specialități și anume avem acești doi condensatori ciudați aici. Pentru a simplifica, voi folosi ca referință o schemă mai, mai simplă, mai simplificată. Fiți atenți! VAS este prescurtarea de la Voltage Amplifier Stage și, după cum spune și numele, este, acesta este etajul ce realizează amplificarea în tensiunea semnalului de audiofrecvență preluat de la etajul de intrare. Etajul VAS primește de la etajul de intrare un semnal deja amplificat, dar acesta îl transformă într-un semnal mai mare, care este mai departe livrat etajului de ieșire. Deci etajul VAS putem spune că introduce un surplus de amplificare. În această schemă simplificată avem și acest VBS aici, care este necesar pentru funcționarea etajului de, de ieșire. Modul în care este implementat acest lucru și ce trebuie luat în considerare vom trata într-o altă lecție. Ignorați chestia asta acum. Special aici avem acest condensator notat CM. În literatura tehnică o să-l întâlnim cu denumirea de uh, condensator de compensare Miller care este utilizat pentru a corecta răspunsul în frecvență pe baza efectului Miller. Și aici vreau să fiți foarte atenți, o să discutăm un pic despre efectul Miller. Dacă ne gândim, structura internă a tranzistoarelor este de fapt alcătuită din straturi dopate diferit pe un semiconductor. Aceste straturi aduc niște capacități suplimentare adică juncțiunea internă a tranzistorului poate avea o capacitate. Asta înseamnă că între pinii tranzistorului avem și o capacitate. De exemplu, capacitatea bază colector a unui tranzistor BC547 este undeva pe la 5 picofarad. Deși pare mică, este destul de eficientă și îți poate crea chiar niște probleme. Aceste capacități parazite încetinesc procesul de comutare. Problema mai delicată este la frecvențele e, înalte, deoarece se reduce câștigul. Modul în care capacitățile influențează răspunsul în frecvență depinde enorm de circuit și de impedanța sursei de semnal. Iar, cu alte cuvinte, această capacitate afectează mult circuitul nostru. Un amplificator în configurație emitor comun, să spunem, are un câștig de tensiune tipic, așa, de aproximativ 100 de ore. Acest lucru este valabil până la frecvențe destul de ridicate, dar uneori nu la fel de mare pe cât ți-ai dori să fie. În timp ce frecvența de tranzit a unui BC547 este de aproximativ 300 de MHz, la 300 de MHz de fapt factorul de câștig scade la 1, frecvența de tăiere a acestui circuit amplificator este mult mai mică. Acest lucru este valabil mai ales dacă rezistențele din circuit sunt proiectate să fie mari. Iar acest lucru se datorează capacității de joncțiune internă a tranzistorului. Și aici apare efectul Miller. Condensatorul între intrarea și ieșirea amplificatorului inversor este de fapt încărcat pe două părți. De exemplu, dacă tensiunea de bază crește cu 1 mV, atunci tensiunea colectorului scade cu 100 de mV în același timp. La intrare există aparent un condensator care este mai mare decât condensatorul Miller cu factorul de amplificare a tensiunii. În acest caz, aici ar fi să spunem undeva pe la 500 de picofarase. În funcție de rezistența internă a sursei de semnal conectate se formează un filtru trece jos care strică frecvența mare de întrerupere. Pentru un oscilator, capacitatea Miller înseamnă că puteți construi un oscilator fără condensator, care determină frecvența, deoarece tranzistorul însuși aduce cu el un condensator. Dar în cazul unui amplificator nu dorim să construim un oscilator. Deci putem spune că Creșterea efectivă a capacității parazite între ieșire și intrarea inversoare a unui amplificator de tensiune este denumită sau denumit efectul Miller. Acest efect este, este în cea mai mare parte perturbator, dar poate fi folosit și în mod avantajos pentru a genera valori de capacități eficiente mai mari. Efectul poartă numele lui John Milton Miller, care l-a descoperit în 1919. O generalizare a efectului Miller este teorema lui Miller. Cu cât câștigul etajului este mai mare și acest efect este mai puternic. Condensatorul utilizat ajută la stabilitatea amplificatorului și reduce câștigul la frecvențe mari dacă nu am avea acest condensator, există pericolul ca amplificatorul să uh, înceapă uh, să osci oscileze și să se comportă, să spunem așa, ca un mic emițător. Deci, dacă circuitul începe să oscileze, va trebui să reducem câștigul la înaltă frecvență. Iar cel mai bun mod de a face acest lucru este să plasați un condensator mic între colector și baza tranzistorului. Acesta exploatează efectul Miller formând un filtru low pass. O astfel de reducere a câștigului de înaltă frecvență pentru a obține stabilitate se numește compensare. Iar Țineți minte, efectul Miller este un obstacol serios în calea proiectării amplificatorilor de înaltă frecvență, de exemplu. Îmi place euh, foarte mult cum este euh, trecut în literatura tehnică engleză euh, acest condensator de euh, compensare și anume este numit condensatorul Killing High Frequency Gain. Da? Condensatorul de compensare poate stabiliza circuitul prin Killing High Frequency Gain. Am pregătit aici în SIM un mic experiment, nimic deosebit, doar un mic amplificator. Are un câștig destul de mare, am aici la 500 de mV pe diviziune, iar pe intrare sunt undeva pe la 50 de mV. E bine, semnalul nu arată așa frumos, nu e o problemă asta, e doar un scop didactic. E bine, fiți atenți acum ce se întâmplă când voi șunta baza cu colectorul prin acest condensator. Da? Voi opri simularea. Vedeți semnalul, amplitudinea semnalului. Am luat așa un condensator la nimereală. De 22 de picofarazi. Simulăm. Pank. Și câștigul s-a redus. Și bineînțeles arată și semnalul nostru arată mult mai, mult mai bine. Mult mai frumos. Cam atât a fost în acest video. Efectul Miller și condensatorul de compensare este o temă destul de complexă, de aceea vă recomand să citiți în literatura tehnică de specialitate despre acest fenomen, ce v-am povestit eu este doar un mic rezumat. În cartea amplificatoare de audio frecvență ca la carte există la capitolul 5 etaje de amplificare intermediară și acolo găsiți informații despre stabilitatea în buclă închisă prin utilizarea compensării Miller, găsiți informații despre răspunsul în frecvență pe baza efectului Miller, există de asemenea un capitol despre importanța efectului Miller și, și, și așa mai departe. Totodată există pe la pagina 250 câteva informații de ce are sens ca banda unui amplificator audio să depășească banda audibilă. Alte cărți în limba română despre efectul Miller, sincer să fiu, nu știu ce să vă recomand pentru că nu am găsit nimic. De asemenea, dacă doriți, puteți căuta în cărțile lui Bob Cordell, Douglas Self, Randy Sloan, o să găsiți mai multe informații despre acest subiect. În lecția următoare continuăm și probabil o să fac și ceva practic și anume o să observăm post efectul Miller sau mai bine spus o să vedem ce metode mai sunt pentru învingerea efectului Miller. Eu sunt Bogdan, vă mulțumesc, la revedere!